Astăzi voi arăta noțiuni de bază pentru analizarea unui grafic din punct de vedere tehnic. Vă salut, sunt Cătălin Iamandi, bine ați venit pe canalul AirType Evolution. Fiind 1 aprilie la data filmării, vă asigur că nu este nicio păcăleală. Analizarea unui instrument financiar include analiza fundamentală, analiza tehnică și perspectiva cantitativă. Să trecem pe calculator pentru a exemplifica pe platforma TradingView. Graficele se vor analiza pe sistemul top-down approach, privind de sus în jos, multi-time frame, plecând de la weekly și coborând la daily, hour, ba chiar 30-15 minute. Fiecare instrument financiar are un simbol, ca o prescurtare, ca să poată fi găsit ușor. Vom analiza astăzi SPX, care este simbolul indicelui S&P 500, adică cele mai importante 500 de companii din America. Când analizăm fluctuația prețului într-o zi, luăm în calcul 4 elemente. Prețul unde a deschis ziua, prețul unde a închis ziua, nivelul cel mai de sus unde a ajuns prețul în acea zi și nivelul cel mai de jos unde a ajuns prețul în acea zi sau alt interval, fie el o lună, o săptămână, o oră sau un minut. O lumânare reprezintă fluctuația prețului într-o unitate de timp, raportată la time frame-ul pe care suntem. Pe daily, lumânarea este o zi. Pe time frame de o oră, lumânarea reprezintă o oră și 8 lumânări constituie lumânarea de o zi. Continuăm prin a stabili niște niveluri suport, ca un fel de podea, și niveluri de rezistență, ca un fel de tavan. Observăm trendurile plecând de la nivelul macro pentru a avea ideea de ansamblu și coborând pe time frame-uri mai mici, treptat, dacă suntem interesați de fluctuațiile zilnice ale instrumentului respectiv. Trendul poate fi ascendent, se mai cheamă și bullish, dacă are minime și maxime în creștere. Trend descendent, dacă are minime și maxime în scădere, din ce în ce mai mic. Și poate fi și trend lateral, când minimele și maximele se păstrează la același nivel. Înțelegerea unui grafic ne deschide ușa spre înțelegerea pieței economice și a instrumentelor financiare în care am putea investi sau pe care am putea să le tranzacționăm. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate de creșterea financiară. Mulțumesc frumos că ați rămas până la finalul videoclipului și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. O zi plăcută!